Un polițist local din Baia Mare se zbate între viață și moarte după ce a fost bătut cu bestialitate de 4 bărbați. Agresiunea a avut loc în plină stradă, seara, sub privirile îngrozite ale mai multor persoane care erau într-un autobuz blocat chiar de mașina agresorilor. Totul a fost filmat de un locatar al unui bloc din apropiere. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cu mai multe detalii, ni se alătură colega mea, Andreea Stan. Andreea, au fost prinși atacatorii? Bine v-am găsit! Incidentul șocant s-a întâmplat aseară într-o intersecție din orașul Baia Mare. Polițistul local se afla în mașina personală împreună cu iubita lui când un trecător i-a făcut semn să oprească și mai mult a aruncat cu un bolovan spre mașina ofițerului. Omul nu se gândea că odată ce va ieși din mașină va fi la un pas de moarte. 4 indivizi au coborât imediat dintr-o mașină de culoare neagră și l-au bătut crunt pe polițist. În tot acest timp, mai mulți călători asistau și ei terifiați la momentele în care polițistul căzut la pământ era lovit cu sălbăticie. Nimeni însă nu a intervenit, iar la 112 au sunat inclusiv martorii care au filmat imaginile. Polițistul a fost operat în această dimineață și va mai rămâne în spital cel puțin o săptămână, spun medicii. Cât despre atacatori, cel puțin până la această oră, nu se știe cine sunt.